Juniorul Suceava are cele mai mari șanse de a reprezenta județul nostru la barajul de promovare. Echipa condusă de Laurențiu Berezoschi și Bogdan Panda ocupă primul loc în Liga a 4-a sucevană la jumătatea sezonului regulat, cu un avans de 2 puncte față de Siretul Dolhasca și 3 față de Șomuzul Preutești. De partea cealaltă, în județul Neamț, favorită la câștigarea titlului este Speranța Reucești, care a acumulat punctaj maxim în turul campionatului. Asociația Județeană de Fotbal Suceava este obligată să comunice către Departamentul de Competiții al Federației Română de Fotbal până la data de 12 iunie, echipa care va participa la baraj. Dacă echipa clasată pe primul loc în Liga a 4-a din județul Suceava nu va îndeplini condițiile de participare la baraj, atunci duelul în care aceasta va fi repartizată nu va avea loc, adversara urmând să fie declarată câștigătoare. Locul acesteia la baraj nu poate fi luat de ocupanta locului 2. Campioana județului Suceava nu a mai reușit să treacă de baraj din 2018 de la promovarea celor de la Șomuz Făldiceni în Liga a 3-a.